mulțumesc că ați venit. Prezența sunteți 12, chimna 13, da? Da. Că eu să nu închim. Da. Da, domnul Vici lipsește motivat, concediu medical, și a făcut o operație la ușor. Și va să facă concediu medical. O să vă nu fac... Nu poate, Daria, că poate să-mi depăși câte ceva. O să vă împart formularele de declarație de avere și de interese, pe care știți că aveți obligația să le impuneți, da? Da, domnul. Mulțumesc. Și rapoartele de activitate? Tot timpul se desfășoară. Trebuie să le facem și pe alea, nu? Da. Se plătește 2018. La cap de două, cred că două formulare am dat, da? Da. Interese. Declarația de avere și de interese. Da? Așa. Ca să... Pentru că trebuie să le punem și pe site-ul. Ați ținut la prezentarea... Prezentarea mea aici? Da, nu, nu. Rugămintea mea undeva până pe 15 aprilie semnatul cel dacă se poate folos, ca să ai timp să le trimit la ANFP. Câte și mă gândim bine, dar vreau să le trimit împreună cu... Da. Mai ești? Toată lumea are? Toată lumea are, da? Da. Astea domnului Vince. Aș vrea să le trimit împreună cu cel al angajaților la ANFP, să-mi trimit un singur lot. Bun. Astăzi este primul proiect ordinar de zi, trebuie să fie cel de alegerea președintelui de ședință. După aceea, rugămintea mea este să votați suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte pe care vi le-am trimis în extremis în mail, sper că le-ați primit. Așa. Și... Să vedem. Domnul președinte. Până la alegerea următoarei procedură. Doamna secretară, vă dăm cuvântul pentru o ședință verbală anterioră. Da. La ședința anterioară. Da. Deci, proces verbal, iată astăzi, 12.2.2019, în ședința doamna Consiliului Local Parava, Consiliul prezent 12.13. Domnul președinte, ședința de civile ordine de zi, care a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul de diverse, proiectul numărul 1, aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuirea Comunei Caraba și a bugetului activități finanțate din venituri proprii aferent anului 2018, ediția Tortul Martei din Costel, proiectul numărul 2, prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunei Caraba, aprobat în HCR Caraba, numărul 3/2001 și prelungit prin HCL Parava numărul 37 din 24/8/2016 până la intrarea în vigoare a noului plan organizat general inițiator primar Deliu Costel. Proiectul numărul 3, aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ la universitate pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza Comunei Parava, Județul Bacău, inițiator primar Deliu Costel. Tot cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și suplimentarea ordinii de zi cu 2019 de hotărâre. A fost aprobat procesul verbal în ședința anterioară din data de 30.01.2019 cu unanimitate de voturi. Domnul primar, de a citit expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli la Comunei Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente anului 2018. Domnul Popov Valentin a remarcat rata scăzută de colectare a impozitelor datorate de persoanele juridice. Proiectul a fost votat în unanimitate. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunei Parava, aprobat prin HCR Parava numărul 3/2001 și prelungit prin HCR Parava numărul 37 din 24/08/2016 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Domnul primar a făcut un istoric al PUC Parava și a dificultăților pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului în aprobarea unui nou PUC. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și din proiectul de aplicare și modernizarea școlii gimnaziale Parada, comuna Parada, Municipiul Bacău, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 în Paraza Comunei Parava, județul Bacău. Domnul Bucă Ovidiu și Filibașe Marcel s-au opus proiectului, întrucât acestea prevede renunțarea la școala din satul Grădușani. A fost eliminată doamna directoră a școlii gimnaziale Parava, doamna profesoară Sigran Gabriela, care a declarat că nu poate fi susținută școala din Grădușani datorită numărului scăzut de elevi. Aceasta are explicații cu privire la organizarea rețelei școlare. Această organizare s-a realizat în funcție de normele legale în vigoare. Domnul Pișcu Florin a apreciat că e mai bine că se renunțe la școala din Grădușani, pentru că trădarea în mod simultan copiilor dăuna calității actului de învățământ. Domnul Cepotară Constantin consideră că trebuie luat în calcul interesul comunității și în mod special al copiilor la momentul votului. Președintele a supus la vot proiectul, care a fost votat cu 7 voturi pentru și 5 abțineri. Domnul primar a informat consilierii cu privire la rețeaua de gaze, precum și cu privire la stadiul reparațiilor pompei de apă în satul de Iuș. Domnul președinte, ședința mulțumită pentru prezență și a notat ședința încheiată. Completări? Mai sunt discuții? Ceva? În regulă? Domnul consilier? Se pune la vot? Rezolvăm? Cine este pentru? Toată lumea este pentru. Se pune la vot ordinea de zi, plus alea două proiecte care sunt suplimentare. Cine este pentru? Consider la toată lumea este de acord cu ordinea de zi. Cât face doamna secretarul mențiunea în procesul verbal, am omis să vă spun că mai avem o stradă în lungă, care pleacă din DJ-ul Răstoacii, pe nume de Sas Nou, pe teritoriul Lăcăcinului, și a dat de numele strada Sirietului. Dar numele de stradă Sirietului, pentru că acolo avem două obiective. Unul, stația de sortare a lui Servrut, și doi, ferma Pisicul. Și ne trebuie și lor adresă poștală. Corect. Că inițial am scăpat. Da, aia e Valea Sirietului, drumul lor, el și-l repară, el și-l face, el și-l plombează. Dar trebuie să-i dăm, denumiri. Că mă uitam și la Odeni, într-un rom dan în câmp acolo, eu trebuie să-i dăi denumiri de stradă și număr poștal. Pentru că primește omul corespondență. Deci, corespondența, eu cred că primește la sediul din Răcăciuni. Dar dacă vine un camion cu ceva, cu un utilaj și pune pe GPS, trebuie să ajungă acolo. Da, dacă dăm drumul la... Domnul primar, aveți cuvântul la ordinea de zi, cu primul punct. Alegerea de ședință. Expunerea de motive pe marginea proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Mai de rost mai citesc că expunerea de motive și... Nu, alegea. Propun ca președintele de ședință să fie în continuare, adică în continuare, pentru următoarele 3 luni, domnul Tomozei. Poate. Mi-a să dați propuneri? Dar vreți dumneavoastră, propuse.
Vedem și mă rog cu domnul Bucă. Alte propuneri? Păi dacă se îndrumă. Eu propun pe domnul Valentin din Bucă. Dacă ne e unul vrea. Tot e cu Bucă? Propun pe domnul Tomozei. Domnul de dumneavoastră l-ați propus pe domnul Tomozei, nu? Nu, domnul eu l-am propus. Domnul Cibodaru. Eu l-am propus că nu a fost niciodată, din cauza asta. Mi se pare normal, nu? Așa. Domnul Dedic, domnul Bucă. Domnul Bucă, da. Domnul Blaga. E domnul Bococ. Ați propune? Alte propuneri mai sunt? Doamne, Viorel, propune. Gata? Nu, nu, nu. Supune la vot propunerea lui domnul Cibotaru, pentru domnul Tomozei. Cine este pentru? Deci a venit Tomozei, da? Ești de la vot. Da, da. Partii, domnul Cibotaru, partii. Dacă el spune cu 11, cine este împotrivă? Păi eu sunt potrivă, nu am votat, am plecat la sine. Păi v-am întrebat, de ce v-am întrebat? Am votat pentru. Pentru. Am votat pentru. 10, 11 voturi pentru. Nu. Da, 11. 11. Da, domnule, 11. 10, că v-ați nu v-ați votat. Nu m-am votat. De ce? Păi de ce nu mă votez? Păi de acord cum mă votez. Ai conflict de interes, mă votez eu pe mine? Nu voteți. Nu voteți cu doamnă, dar așa nu voteți. Nu voteți. Da, domnul Tomozei poate. Da, domnul Tomozei poate. Avea voie să votez. Avea voie să votez. Avea voie să votez. Avea voie să votez. Da, poți să-și voteze doamnă, dar la vicine nu se votează. Vicine nu se votează. Nu are și niciodată, aș fi 6-6. Am votat și eu, gata. Dacă am voie să fie votat. Liniște, vă rugăm. Dacă colegii mă votat, vicine să votez. Vă rugăm frumos, poftiți în fața. Mulțumesc tare, bună. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc colegilor pentru onoarea care mi-a făcut-o când m-a ales ca președinte. Da. Deci e clovărujoschi din fermin. Nu, dacă mă întrebem, din cauza domnului primar, care are temperatură fi mai tânără. Ai jos? Ai ordine de zi. Am ordine de zi. Punctul 2. Am emoții. Ne cauza lui Blaga. Punctul 2. Pentru cunoștință regulamentul și toate astea? Nu îl trebuie, eu știu, da. Proiectul numărul 2. Aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul extindere modernizare drum comunal DC 109A km 3 plus 500 la kilometru 4 plus 500 în satul Teiș, comuna Parava, județul Bacău. Inițiator primar Dediu Costier. Proiectul numărul 3. Nu. Da, cuvântul domnului primar. Deci, spune motive privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice a prețului obiectivului de investiții, extindere, modernizare drum comunal de C109A, kilometru 3 plus 500 la 4 plus 500 în satul Teiș, comuna Parava, județul Bacău. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere contractul numărul 4206 din 20.08.2018, încheiat cu SCS-RUR-400 de lei, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prolongarea unor termene, instrucțiunea numărul 2 din 2018, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică sau sectorială, adresa numărul 55-0602-2019 a executatului SCS-RUC construcție de lei prin care se solicită ajustarea prețului contractului numărul 4206 din 20.08.2018, raportul compartimentului de achiziție publice din cadrul primăriei Comunei Parava și în temeiul articolului 45 aliatul 1 din legea administrației publice locale numărul 25 din 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea de actualizare indicatorilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție extindere modernizare drum comunal DC109A, kilometru 3+500 la 4+500 în satul Fireș, comuna Palava, județul Bacău. Față de cele prezentate, vă rog a analiza și aproba prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea de actualizare indicatorilor tehnico-economice din proiectul de extindere modernizare drum comunal DC109A, kilometru 3+500 la kilometru 4+500 în satul Fireș, comuna Palava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Palava, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Palava, județul Bacău, privind aprobarea de actualizare indicatorilor tehnico-economici din proiectul extindere modernizare drum comunal DC109A, kilometru 3+500 la kilometru 4+500 în satul Teiș, comuna Palava, județul Bacău. Dispunerea de motive a primarului Comunei Palava, privind aprobarea de actualizare indicatorilor tehnico-economici pentru extindere modernizare drum comunal DC109A, kilometru 3+500 la kilometru 4+500 în satul Teiș, comuna Palava, județul Bacău. Raportul compartimentului de achiziții publice, legea numărul 227 din 2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice, a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Instrucțiunea numărul 2 din 2018, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică sectorială. Adresa numărul 55 din 0602-2019, a executantului SCSRU Construcție RL, prin care se solicită ajustarea prețului conform contractului 4206 din 2008-2018. Luând în considerare prevederile hotărârii Guvernului numărul 28 din 2008, privind aprobarea Consiliului Cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrările de investiții. Prevede legii numărul 273 din 2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevede articolul 36 al anexului 6 litera de legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare, și în temeiul articolului 45 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se reactualizează indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, extindere, modernizare drum comunal DC109A, kilometru 3+500, la kilometru 4+500, satul Teiș, comuna Palava, județul Bacău, conform anexei 1 denumită de vis general, care este parte integrată de prezenta hotărâre. Extinderea modernizării drum comunal DC109A, kilometru 3+500, la kilometru 4+500, satul Teiș, comuna Palava, județul Bacău. Articolul 2. Contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica prezenta hotărârii persoanelor și autorităților interesate. De ce e vorba de la capitolul 4 din deviz, unde au apărut acea diferență de valoare datorită creșterii salariale în lucrările de construcție? Ca și la celălalt investiții, ca și la școală, ca și la școală, că de fapt la celălalt era închis la data apariției. Nu Acea problemă acolo a apărut de la ulița aceea de la Ștefan Blagă, până la Cristidia acolo, de la Antan, rămâne așa că oamenii sunt foarte nemulțumiți. Eu am stat de ordine. Oamenii rămâne așa, n-am ce să ne fac. Asta e, trebuie să o învățat. Nemulțumite de Tanti Marcica și ea pe bună dreptate ar trebui să aibă nemulțumite. Cât e diferența de la proiectul ăsta de hotărâre. Adică cât a fost devizul general înainte de analiza 114 și scritul ăla. Da? Da? Bun.
Acolo problema e la Cantima și Canta de Văr, ulița fiind îngustă, drumul lateral s-a înălțat și el și s-a dus până la propriu gard. Am vorbit cu ea, o să se trage gardul, în momentul în care se trage gardul, mă duc și îi fac șansă și încep să dirijam la bani ca să nu le duc la ea în curte. La Duță nu e niciun fel de problemă, omul și-a amenajat intrarea în curte. La Soare Vasile, nu știu, nu s-a plâns niciunul din moștenitori care avea o problemă acolo. S-a plâns domnul de acolo, era, pe faptul că s-a înălțat, nu se mai poate face nimic, doar nu se mai strigă șoseaua. Problema e că nu s-a făcut acostament tot din vietor și pietrele alea toți rostogolesc în șanțura, oamenii îl curăță, le cursă, se iar vietor, e un lucru decisiv. Nu mai există noțiunea de șansă. Deci toate apele pluviale de pe carosabilul drumului prea șansul de vis-a-vis. Drumul vin cu pantaunii. Asta se va vedea la primul și oamenii zic, da, știm că se duce apa acolo. Noi nu avem o problemă cu apa, că vine apa peste noi. Problema e la Cante Macica, e mai clar. Da, la uliță. În rest, n-am nicio plângere. La care de acolo? Ce spunea Costel Dumnic în ședință? Nu, acasă, la taică-sul. Păi ca să dai și da. Ce spune Costel? Probabil. Nu am vorbit cu mea Costel, că atunci la plus de-am spus, zice, ești într-un pus înalță, vedeți cum vă gândiți să vă faceți șerpul din curte, să vă faceți o lampă? Să înalță, asta e. Deci fundația a fost 30 cm, plus 10 de asfalt, ea că sunt 40 cm. Așa este, dar trebuia totuși de copertat, aia 40 cm la Indy, ca să rămână la nivelul la care a fost șoseaua. Păi s-a decopertat, dar ce s-a decopertat de unde era Dâncov, s-a depus în era... Dar nu s-a decopertat nimic. Acolo nu. Undeva 10 cm, nu știu că eram în zonă atunci. Acolo cei din partea de deal se bucură, ceilalți acum plâng. Deci nu poți să vrea să zobam. Nu se poate să deal, nu prea se bucură, pentru că am stat de vorbă cu masă de acolo. Bine, omul e mulțumit de drum, e foarte mulțumit. Toată lumea e mulțumit. Dar am făcut exces și am încercat să ne ducem cât am putut spre gardurile lor, iar gardul lui acum e pericol de a se prăbuși. Și zis, trebuie să fac ceva, să-mi fac niște piloni de susținere a gardului, o placă de beton, că... Da, nu mă aduc care proști. Este foarte bine că s-a făcut drumul, trebuie să înțelegem și trebuie să ne facem și noi niște accese după drum. Ne dăm noi după drum, nu drumul după noi. E dacă s-a dat drumul după fiecare om și după motul fiecare om, n-ar mai ieși drum. Nu, dar trebuia decopertat. Deci de acolo, de la uliță, de la vecina mea, de la Andrei, de așa, până la de acolo, trebuia decopertat. 100-200 de metri trebuia scos din pământ, la nivelul la care a fost. De așa se știa de la sine. Când se numește un proiect pentru un drum, se folosește și zestrea existentă de balast. Da? Deci nu trebuia rășteta deloc. Dar ca să-i dăm o... un drum, așa, o planetate drumului, s-au rașchetat, s-au adus despre Nea Costel de acolo, sau Nea Costel de acolo, s-au cărat și s-au adus în coașe, către Nea Vasile, Nea Vasile, Nea Vasile. Dar primar, 5 cm? Nu lua 5, nu lua mai mult, dacă eram atenți când s-au... Lucrul ăsta se vedea perfect când l-au rașchetat, că la gardul lui Tănasă de acolo. Și drumul amenajat cât are? 50 ați ridicat, un 60, până să turnați asfaltul? De așa, stratul de... Acum aștept să ieși anești mai bine ce ori și cum au făcut, ideea este cu acolo problema asta și nemulțumirea cu toate persoane. De asta, da, vedeți, vedeți cum... lor, cum da, deci cu tare mai ce am vorbit, am vorbit și ieri, vorbim de aici. Și o să dați un problem, de fapt, gardul, direct că și noi ne-am locomit, ne-am dus cu gardul, am lăsat poliția de 3 metri. De nu putem intra cu mașina să ducem balast acolo, se plângea doamna Ferențoaie că nu... E greu de băca mașina pe ulița aia. Nu știu dacă se poate. Dar nici mai largă nu a fost, că ți-l minte, pentru că sunt eu. Mai largă nu a fost. Păi, dar am fi. Nu-i vorba de când o ți-l minte. Și au ținut și o minte. E vorba de 10 ani. Vorba de 10 ani, nu-i vorba de altul putea cu 2 ani. Așa da. Da, dar dacă mi-a început, nu, eu retrag gardul. Dacă nu-mi să tragi gardul, tăi mi-am vorbit. Nu e nimic bună și o să vezi de la sine. Un metru acolo. Deci asta am să văd. Dacă e doar, deci așa rămâi. Păi, dacă am dat la mică, punem la vot. Pentru aprobarea rectificării, nu? Cine este pentru? Păi doamnă, a venit doamnă. Dar diferența n-am văzut. Da, diferența de bani. Dar se întrebește domnul primar din cauza. Trecem la următorul proiect. Aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Parava. Domnul primar. Vă mă citesc o exploare motivii? Nu, nu avem documentație, domnul. Trebuie să luați în spate. Păi documentație, domnul. Și zis, da? Mergem de revenire, domnul. Păi dați, domnul, domnul. Direct am plus pentru la drum pentru anul ăsta, e 4.000 de 1.000 de
cu majorarea canalilor. Da, pa. Da. Bun, deci banii ăștia se vină de la... Banii ăștia ce ni dă? Bani. Primăria? Din bugetul local. Din bugetul local. Pentru că bugetul a fost pe buget local. Da, mai are buget primăria. Ah, da, că nu era PDD. Nu era PDD. Da, punem la vot aprobarea planului de măsuri pentru gospodărire comune Parava? Reactualizării. Ah, indicatorii. Ah, indicatorii. Aprobarea rectificării indicatorilor. Cine este pentru? Pentru. 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 3. La proiectul privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodăria Comunei Parava pentru anul 2012, întemeierea articolul 36 al anului 2, litera D, anul 6, litera 11, 10, punctul 13, precum și articolul 45 al anului 1, articolul 47, articolul 115 al anului 1, litera B, și articolul 117, litera A, din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, condițiile și condițiile ordinare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul de măsuri pentru gospodăria Comunei Parava, județul Bacău, în anul 2019, conform anexei 1, care face parte integrată din legea de autorie. Articolul 2. Primarul Comunei Parava, împreună cu cei doi, cu cei desemnați în anexă, vor asigura executarea privirilor prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei Parava, comunicat prezentul hotărârii în instituție proiectului județul Bacău, primarul Comunei Parava și persoanele interesate. Anexa... Îi dau citire la anexă sau aveți avem discuții de recuie? Da? Da, mai zis să nu parcurs și cu unii probleme ne oprim. Articolul 1. Pentru gospodăria comunei, Consiliul Local și Primarul au obligația să asigure următoarele măsuri. 1. Cu sprijinul și supravegherea organului de specialitate se vor lua următoarele măsuri pentru asigurarea sănătății publice. A. Colectarea deșeurilor menajere se va face prin asigurarea unui număr suficient de coșuri de gunoi care vor fi golite periodic. B. Curățenia și sanitizarea digurilor și a malurilor curselor de apă, prevenirea poluării apelor. Răspunde viceprimarul cu alături de compartimentul de deservire termen permanent. E vreo obiecție aici? Toaletizare? Și toate toaletizare. Nu, că sunt pe parcurs? A, pe parcurs. Da. Poate unde sunt poate. E trecul ăla. Da? Bun, mergem mai departe. 2. Măsuri pentru conservare și protecția mediului, prevenirea poluării accidentale a mediului sau surselor și curselor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economice sau de către cetățeni. Prin A. Curățenia și întreținerea curselor de apă care străbat localitatea, înfrumusețarea și protecția peisajului și menținerea curățenii stradale. B. Întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor și alinamentelor de arbori și a cartelelor de protecție plantare de arbori, arbori și flori. C. Întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, a curților și a împrejmuirilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi. D. Întreținerea și dezvoltarea canalizării stradale pluviale. E. Păstrarea curățeniei pe artele de circulație și în locuri publice. Răspunde viceprimarul cu comandamentul de deservire termen permanent. Ne prepare? Da. Da? Bun. 3. Realizarea unui sistem modern de colectare, depozitare, transport și prelucrare deșeurilor și gunoiilor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate. Se vor amenaja noi puncte de colectare a gunoiului menajer, precum și colectare selectivă a deșeurilor. Răspunde viceprimarul comandantului de servizie termen permanent. Mai departe? Mai departe. 4. Respectarea regulilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, precum și normele privind executarea construcțiilor. Prim. A se intensifica activitatea de control în comună privind respectarea regulilor legale, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a normelor privind executarea construcțiilor. Răspunde compartimentul urbanism termen permanent. Obiecții? Nu, așa sună frumos pentru că e un... Asta au și fost spus. Cinci. Curățenia străzilor și a celorlalte locuri publice, repartarea zăpezii și adieții, colectarea și depozitarea rezidurilor menajere și stradale. Prim. A. Serviciul de administrare a domeniului public și privat, precum și cu beneficiarii de la ajutor social, apt de muncă, se vor realiza activități de curățenie a străzilor și a locurilor publice. B. Activități de depărtare a zăpezii și a îngheții cu bulele de excavatori. C. Activitatea de colectare și depozitare a rezidurilor menajere și stradale.
răspunde viceprimarul cu comandantul de servire, beneficiar de ajutor social, alți de muncă, termen permanent. 6. Repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, poteților, curățarea și amenajarea șanțelor, modernizarea drumurilor existente. Aici e o problemă. În limita fondurilor alocate și aprobate se va intensifica și îmbunătăți activitatea de reparare și întreținere a străzilor, drumurilor comunale, podurilor și poteților, la curățarea și amenajarea șanțelor. Răspunde primarul, viceprimarul, companiul de servire, beneficiari de ajutor social, alt de muncă, termen permanent. 7. Finanțarea construcțiilor începute. Control privind respectarea termenului de execuție din autorizațiile de construire. Răspunde compartimentul urbanist, termen permanent. 8. Întreținerea bună stare a construcției existente, reparare și supravierea periodică a acestora. A. Se vor realiza măsuri de întreținere bună stare a construcțiilor de reparare a acestora. Se va face inventarea celor ce necesită executări de lucrări de tâlcuire, supravierii, curățării a fațadelor și se vor stabili termene de execuție pentru fiecare locuință sau construcție în parte. Răspunde primarul, viceprimarul, comandantul de servire. Și urbanism aici. Este vorba de urmărirea autorizațiilor de construcție. 9. Curățenie și salubrizarea dincolo și a manului cursurilor de apă. Curățenie, salubrizare, regularizarea Părâu, Parava, Părâu, Drăgușan, răspunde viceprimarul, comandantul de servire, beneficiar de ajutor social, de muncă în colaborare cu Țelia Bacău, termen permanent. Aici l-am avut și anul trecut. S-a făcut? Ceva concret, dacă s-a făcut sau nu. Ce spune aici? Curățare, zonă și îngrozare, Părâu, Parava, Părâu, Drăgușan. S-a făcut ceva? Curățare, s-a îngrozat și s-a făcut. Poate n-am văzut. Eu știu că da. Eu știu că se face. Numai de curte, eu mergem în zona cu sus și coletăm în aia de acolo și le îngropăm să le dăm box și mai facem noi acolo. Dacă ați putea face ceva pregătiri să nu mai apară, să sancționați, să nu mai răspuns. Dar știu, foarte limitare. 10. Amenajarea parcului terenului de sport și de joacă pentru copii. Întreținerea curentă a zonelor urbane în comuna Parava, răspunde viceprimarul și primarul. Termen permanent. Capitolul 2. Obligațiile instituțiilor publice și ale agenților economici și a celorlalte persoane juridice. Articolul 2. Instituții publice, agenții economici și celelalte persoane juridice din comuna Parava le devin următoare obligații. A. Să întrețină stare corespunzătoare imobile în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparație, amenajări și altor lucrări specifice. B. Să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și fațadelor imobililor în care își desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și supravegherea periodică a acestora. C. Să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor de construcții interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces. D. Să asigure igiena în imobile și incintele deținute sub orice formă prin activități de curățare, dezinsecție, deratizare. Să depoziteze corespunzător deșeurile menajere, agricole, precum și materialele folosibile. Să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuare din dreptul imobililor și incintelor în care se desfășoară activitatea potrivit normelor stabilite de Consiliul Local. Să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice și curățeniei localității. Să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. Răspund conducătorii instituțiilor, agenții economici și persoane juridice. Termen permanent. Da, sunt frumoase, educate. Nu? De. Noi votăm sigur, dar da. N-avem cum să nu votăm, dar să vedem și pus la... Obligațiile cetățenilor. Pentru gospodărirea și întreținerea satelor cetățenilor le revin următoarele obligații. Întreținerea și curățenia locuințelor deținute de proprietate sau cutierie a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora. B. Curățarea fațadelor locuințelor și altor construcții apăsate la frontalul străzii de încuire și supravegherea periodică acestora potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local. C. Finanțarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate în condițiile și termenele stabilite de acestea. Repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobililor. Menținerea curățenii pe trotuare pe partea carosabilă a străzii sau a drumului pe porțiunea din dreptul gospodăriei și al locurilor de parcare pe care le folosesc. Trotuare nu avem. Nu avem trotuare, drept, dar pe la Drăgușani, pe lungul drumului 109B, sunt acele licole carosabile, care sunt folosite ca parcare și ca rigoală de scup preluare a apelor pluviale. În păcate, doamna mai partează, dar mine nu curță. Unde a rămas? La cât? La ieftul de portare a zăpirii și a gheții.
Îndepărtarea zăpezii și adieții de pe trotuare din dreptul imobilor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri. Păstrarea curățenie pe arterele de circulație și în locurile publice. Respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice și a curățenii localității. Depozitarea deșeurilor menajerii și acumulărilor numai în locuri speciale amenajate de primărie. Curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. Curățarea și întreținerea șanțurilor și rigolilor și a podiților aferente proprietății. Și trecem la capitolul 4. Aici e dureros. Aici e dureros, da? Articolul 4, respectarea sau îndeplinirea obligațiilor stabilite de la articolul 1.3 atrage răspunderea convențională și se sancționează după cum urmează. Cu avertisment, cu amendă de la 500 la 1000 pentru persoane fizice, cu amendă de la 1000 la 2000 pentru persoane juridice. Ei, aici am mai avut discuția. Am mai multe ori. Persoana desemnată, ce le poate să le pună în aplicare sancționată? Nu doar. Am o discuție cu garda de mediu, cu o doamnă la garda de mediu, care tot timpul vine și spune că primarul trebuie să dea amendă, primarul trebuie să dea amendă. Am avut contradicție cu ea și a zis, doamna, unde scrie că primarul trebuie să dea amendă? Și spate ea, acolo spune primarul trebuie să dea amendă. Doamna, e vorba de instituția primar, nu de persoana primar, da? Deci, cadrul aparatului de specialitate a primarului ar trebui să avem oameni pregătiți să aibă calitatea de acel constatator. Da? Deci dacă pui acum pe, nu știu, pe viceprimar, du-te și dai amendul lui Bucovidiu, că l-ai văzut când m-a dus, nu știu ce, la Părâu, el are calitatea de acel constatator. În momentul în care ai făcut contestație la judecătoria prin zonă, îți amânează imediat procesul verbal, da? Ei, dacă ai polițistul local care are calitatea de agent constatator, el poate să meargă să aplice sancțiunea. Într-un final și-o lămuriți și doamna, mergeți la gardă, întrebați juriștii și să vedeți dacă nu am dreptate. Și omul zice, da, domnul, ai dreptate. Dar de ce nu ai angajat inspector de protecție civilă? De protecția mediului. Da? Deci având angajat inspectorul de protecție a mediului, el poate fi acest constatator. Având studii de specialitate. Da? Și poate fi cum pădurarul este agent constatator pentru că are studii de specialitate, știu că sunt trei darbări fără drept în pădurii, să aplic sancțiune. E agent constatator pe legea 31. Așa și inspectorul de protecție civilă ar putea să fie agent constatator pe legea protecției mediului. Și cum noi nu avem, nu are cine de amenzi. Păi, dar nu le mai trece mai dacă. Mai angajăm polițai. Mai angajăm polițai. Dar prin delegare, nu se pot. Din aparatul de specialitate a primarului, expoziție. Da, dar trebuie să aibă calitatea de genul ăsta. Trebuie să facă și cursuri, nu? Da. Da, dacă faci niște cursuri de protecție medie... Nu poți să fie oricine. Chiar dacă faci cursul de inspector, și asta e treaba poziției de la dumneavoastră. Adică să începem de undeva cu alte cuvinte. Cel mai bine ar trebui să începem de la noi. Asta, da? Asta de la noi ar trebui să începem să fim modeli în fața oamenilor, să-i modelăm și pe ei, să le arătăm că uite, eu îmi fac curățenie în fața casei, uite, eu îmi tund iarba, uite, eu îmi vopsesc gardul. Și atunci trebuie să-i spun și eu lui vecinul. Din păcate, lui vecinul, n-am vrut să-i spun că nu e acasă. Îl văd odată pe an că vine acasă. Deci, mai face câte ceva pe acolo. Discutam anul trecut și ar trebui să mai prindem aceste obligații prin sat. Se deteriorează, mai punem de când în când câte una. Oamenii să știe că și ei sunt obligați ca în fața cursului să pună o floare, să facă frumos. Pentru că am întâlnit o situație în care spune eu poate nu pot să fac una, ia să-mi intru dacă ești consilier să-mi greblesc grădina. Păi nu așa. Dacă îi pui obligație că e a lui și unde e lege lui tocmeală, poate încerc să convinge și el. Trebuie să facă ceva. E simplu, am văzut situații în care au dat foc, era prea mult boschesc, prea poartă. Și au luat foc și au ars, nu știu, da. Cuide, tei din toată frumusețea acolo la fântăniță aceea. Da. Când l-a pus Cutărescu, și când l-a pus cineva, zic, băi, dar el te-a pus pe tine ca să nu răspunde în fața legii. Dar tu ai dat un simplu, așa, un chibritul și am poți să răspunzi, da? Dacă vine cineva, băi, și așa un scrum acolo, nici nu ars, nici nu... Da, dar, din păcate, dacă face revedere la satul Tiriș, dacă o iei de la școală, da, la școală locuiește ai limpii, după școală la mea, micuță, n-are ce să mai facă, clar, fetele... Acolo da? O să meargă, probabil. De la micuță și la soare, n-are ce să facă, ca să-ți dărâmă,
Poate mai sunt și situații fericite în care un vecin binevoitor face și la vecinul care nu are cine să vină, sau dacă se poate, eu personal aș mai face așa, pe unde pot. Să mai, nu știu, am la mine, la vecinul acolo, undeva de-a fac eu. Și am vecinul la geopunchere, nu ce-a putut marcine. Acum o să meargă, domnul Mici, acum fiind că s-a făcut asfaltul ăsta, eu sunt convins că încet, încet o să fie ca o floare în tot satul. Că omul când vede că nu se mai prăfuiesc nici florile. Știți, era o situație, puneai flori, jucavalești, nu știu eu, și frumos sunt floriți și erau plini de praf. Nu mai avea nicio frumusețe. Sunt convins că la strada principală oamenii să vor într-un an, doi, să fie ca o floare. Dar vorbim și de toate comunele, de toate satele, să mai publicăm, asta putem face. Încercați și dumneavoastră să zicem de undeva, să pregătiți o persoană și să îi dați o dispoziție, eventual trimis la un curs de inspector de protecția mediului, astfel încât să începem să știți mai bine astăzi, mai bine ca ieri și mâine mai bine ca astăzi. Încet, încet să avansăm în rezolvarea astfel de probleme. Păcat că toți spunem că vrem, toți spunem că ne place ce-i frumos și... Pe la spate suntem artiști toți. Și satele sunt încă pline de gunoaie, domnule primar. Am făcut, apropo, că ați pomenit pe domnul Afrențoaie, am fost la dumnealui acolo, în curte, fiind așa zona, numai coastă, numai dumnealui a făcut terasă, am fost prin grădină, mi-a plăcut. Și din grădina dumnealui se vedea râpa, nu chiar o râpă, totuși e cam sat, în interiorul satului, plin de gunoaie, ca să fie rampă de gunoaie în sat, e urușinos din partea noastră a comunității. Acum noi nu știm cine a râpă, dar cineva le-a râpat. Dar lăsăm acolo, la cei în pădurile la mare. Dar nu sunt nici acolo, Daniel, nici acolo și nicăieri. Trebuie să începem. La familia de acolo, nu? Rudele lui domnul. Ați făcut întâlnirea cetățenii privind secția de votare. Ok, nu revenim aici. A fost foarte frumos. Am vrea să mai vedem așa întâlnire și cu privire la gunoaie. Dar o mai facem, brate. Mai facem, domnule primar, pentru că mie mi-a plăcut că s-au adunat o grămadă de oameni. Nu suficient. Nu suficient, dar poate încet, încet să vor conștientiza mai mult lucrurile astea și la nivelul de cetățeni și discutăm cu tema asta. Doamne, gunoaiele, ce facem cu ele? Ne place, nu ne place. Hai să le strângem și să nu mai aruncăm. Tare e frumos când e frumos, nu? Încă mai există. Să dea o replică cu domnul Blaga. Eu n-am nicio rudă în familie de acolo, domnul Blaga. Deci n-am nicio rudă. De rudele mele de la Teiuș, dacă sunt familia Manuel. Da, nu, prin alianță, deci nu de gradă de sânge, dar sunteți, nu prin alianță, că sora pe să trebuie cu noi, frate, cu la punctul K, curățarea și întreținerea șantrului, decolul și podețul afere de proprietății. Aici, cum ai spus domnul primar și mai înainte, sunt mulți plecați. Părerea mea, dacă avem un budul excavator, avem și mașina acum, început de la un cap la altul, al saltului, făcut șanțul, budul excavatorul, pământul cărat cu mașina, să rezolvăm problema. Avem intenția asta, deja dacă ați văzut, am început de anul trecut prin segmentul drumului de seamnă 119 la Troiță. Bolul, dar dacă am făcut undeva, până toată lumea aștepta ce care erau. Păi nu, ai făcut tot satul, toată bolul. Trebuie făcut tot satul, să-i făcut tot satul. Alucăm bani la genul de motorină. Podețele până la mâine, treaba omului să-și facă podețele. Dar prima, există probleme și la mine pe uliță acolo, știți că e problemă cu apă. Acum, proprietatea de la domnul Manu Lato Adi Dobre, un chis șanțul ăla, nu mai există. Am încercat cu domnul Vici să facem, nu când intră numai la mine, intră și la Chiararu și la... Și o intrat și la Tarnii, eu dau 10 saci de beton, i-am spus lui de ciment. S-a încercat să fac, s-a dus un beton să-l traversăm. Domnul Pișcu să nu dă drumul la părău acolo, deci a făcut unde lângă magazin, dar mai departe să nu-i dă drumul, că e proprietatea lui și nu dă drumul să curge acolo. Știu problema, am încercat să discut și eu cu domnul Pișcu. Ei sunt la instanță. Adică... Dar eu știu că drumul ăla, șanțul a fost și de pe vremea... Da, dar mi-e trecut în domeniul public. Da. E pește ca poveste așa. Și atunci nu mai trece apa. Acolo nu mai, dacă înțelege omul. Problema. Ce spune ei neapărat? Bocescu Costel, în instanță cu cooperație. Da. Și o că imediat după ce termine instanța cu cooperația, nu știu exact ce trebuie să, de fapt nu știu. Știu, dar nu ne privește pe noi. În momentul în care executorul judecătorului vine și îl pune în posesie cu suprafața care o are aferentă, pe urmă începe o nouă instanță, va începe o nouă instanță cu domnul Pișcu. Eu am discutat și cu el și a zis, copilul, da, vine, fă șanțul acolo, dar fără să-mi strâși nuci, fără să-mi... fără să-i cutilaș.
acolo. Ca să ne ducem cu buldor și îi dăm o pantă până la vale și am terminat. Dar acolo el a făcut. De când era plan, l-a făcut cu armă, tot să ceapă la fără. Au pus nuci în șansă. Da, au pus nuci. Au pus nuci și ceapă în bal și nici n-ai cum. Nu că tu cu ăla mare. Vine eu cu ăsta mic, dar nu mă las. Și apa n-are un lucru. Sunt proprietăților, îi băra spătarul. Dar ce spune, sunt în gar cu spătarul, sunt nici cu spătarul. Da. Și am zis eu. Partea sărată în detaliilor e tot la fel propriu. Nu mai există. Nu mai există niciun șans, n-are apa. Era două și să ne așa dreapta. Nu există până să iasă apa. Și așa la mine, trată nu. Mai ales că e problema care e acolo, zona de... Nu, dar e apă... O să încerc să mai port o discuție cu el. Eu am zis că, da, mi-am zis, domnul Vici, domnul Vici, nu pune-n tubul, tubul sunt funde. Eu dau 10 sari de ciment dintr-o betonier, nu mă vrea să-mi ajung cu plumbăria și face... Era tubul ăla pus care... Nu, sunt funde. Un tub s-a pus care... Deci, ăla nu, era fundat ăla, era nu m-a atins fundat, dar sunt funde. Până la urmă, dacă nu vrea domnul Pirșcu, trebuie să duci să iei dreapta să iasă de funcția la ceva. Da, da. Și să iei dreapta. Trebuie să pari la Adi, vezi? Făcute bătonate ceva ca să... Adi-o pus balastru închis acolo, știi? Mai ești. Poate să fac. Acolo, dacă poți să arăți la sală. Adică, bără, carosabil, să duci acolo de vreo. Să duci acolo. Așa se va. Și mai e o chestie, am vorbit și cu vecinii. Domnilor, dacă este cu noi menajer și încep să le explic. Voi tăiați trandafirii și aduceți ramurile de copaci, am văzut și pe toate tomberoane. Ramuri de copaci și alte minuni. Domnule, astea sunt... Nu verificați prindă. Domnule, trebuie să mai punem domn primar. Eu am vorbit și cu aia. Haideți să măcar vinerea odată la... Un băiat de la ajutorul social sau de la cineva, o timer și lui, am oprit la ea și am zis, domnule, dar de ce luați gunoi aici? Păi dacă noi nu ne interesează. Domnule, nu mai luați astea și lăsați-le aici. Vă am început să intereseze, pentru că am încercat și eu să ne omul scoate pupela la poartă, o lasă și pleacă. Și mă ia de la poartă de seara, se întoarce la treabă să-l găsești. Nu ai cu cine discuta atunci, că am zis că merg în zi de colectare, nu ai cu cine discuta. Dar în schimb, băieții au început să nu mai ridice pubele. Și primesc o telefoane. Alo, domnul primar, mă trebuie mașina cu noi și nu am la pubela, da? De când o trebuie mașina? Păi eu are o jumătate de oră. Ce ai pus în pubelă? Păi am văzut, luat prin curte, am pus, păi din cauza asta am ți-a luat. Am, și de asta am încercat și prin adunarea cu secția de votare la Teiuș să le aduc din nou la cunoștință oamenilor. Că nu îmi scupește mie cu noi, decât doar noi să vă ne scupim cu noi. Dar culmea culmilor, că cine o tăiat acolo, că este om în toată firea și om care să... Așa, și am pretenții, adică, domnule, eu trebuie să înțeleagă, nu un om de rând. Păi da, ce nu trebuie să ducem noi? Domnule, le tai frumos, le țin, ăla putrezește, e biodegradabil, nu e problemă cu el. Sau se poate, pentru că dacă ați văzut, am făcut niște anunțuri și prin sat, și pe Facebook, și pe site, poate să se colecteze și biodegradabil. Da? Deci dacă se adună, are cineva biodegradabil, spre exemplu, curs cineva o livadă de pom, da? Și rezultă un camion de ramă. Da? Poate să vină să mă anunțe pe mine, eu sunt operatorul și stabilim de comun acord ceva care vine și strică pe biodegradabil. Exact cum vin pentru dereuri, exact cum vin pentru moluzul din construcții. Deci nu e o problemă asta că nu... Da, dar nu trebuie amestecat cu... Dar nu trebuie amestecat. Noi amenajeri, aia e da. Da, dar vor să înțeleagă dacă eu dispun. Trebuie conștientizat. Până la urmă o să înțeleagă. Asta a fost în sensul ăsta? Nu, 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 am mai discutat o ședință. Da, tu mi-i sancționat. Îmi spune din care sens? Cu populația, să fie conștientizată, să după aia amestece. Da, vreau să spun, am făcut... Că înțeleg. Pliant de ea, am discutat prin sat, am încerc cumva să... ședințele ăștia cu oameni să... le fac mai des și mai fiecare localitate. Și vis-a-vis de gunoaie, în primul rând, vis-a-vis de incendii de vegetație. Și vis-a-vis de orice alte probleme care apar. Sunt multe, dar ne vorbim să vorbește, dar în practică nimic, zero, arat. Foarte mult. Nu mai spun cu gunoaie, incendii care se dau primăvara, pentru că nu își curăță terenul. Eu, bă, și mai... în stare să te iei foc și în stat, pe stradă. Referitor la incendii, dumneavoastră, mai fi o problemă importantă referitor la întreținerea drumurilor de legătură cu taroarele agricole. Știți prea bine că în primăvara asta s-a întâmplat și în Pistul Cornului și pe dealul Trâncișanului. Și drumurile nu prea este acces. Știu de mâni bol de excavator, v-a luat toate drumurile de exploatare să le mai îndemne. Accesul ei, dar îi anevoios tot din cauza noastră.
Cum plouă, cum treacă tractoarele de timp la deal. Da, afară când plouă. Și când arăm, suntem în stare să arăm și drumul. M-am uitat la cine o arată aici pe marginea drumului județean 206B, dacă ați văzut. Tu fost în stare să spun la plouă, când a fost amendul asfaltul. La Borcea. De. Nu știu dacă faci o producție în braț de aia de sub plumb pe acolo sau prin birnele la pruni, dar o poți să plouă până acolo. Bocea ăla, nu? O să vorbesc că să-i bat o brațul. Și lucrul ăsta, dacă se face aici, la drumul județean, dar pe la drumul din când... Că eu ăștia nu gândesc. În primar, mai avem cumva la situații de urgență, un pic de vara asta? Nu o întreb din celălalt, că n-avem buget, dar la situații... Dar măcar trebuie să fusare, că ești la există două uliți în paralel, unde nu s-au pus niciodată, nici măcar o căruță de piatră. M-a lăsat o că am dus de acolo, nu știu cum mi s-au dus, polițele n-au ajuns. Am cerut o situație de lucrări la balastare, n-am văzut nici până acum. Trebuie să punem și la cei care n-am pus niciodată nimic, nici o măcar o roabă de balast. Și ei sunt plătiți. Dar unde? Unde? Pe ulița bisericii cealaltă. De exemplu, aici unde ducem la Bora, la Sion. Chiar niciodată. Și ulița la Cremina, sus în deal, nici acolo nu s-a pus. Și la Leonida, de exemplu, aici, la... chiar nu s-a pus. Păi ce face? Sunteți asta construcția? La Crainicu nu s-a pus. Ia atitudine tipică. La Crainicu chiar nu s-a pus din loc. Adică să încerc să mă la fiecare. Nu încerc să spun, dar vreau să vă spun că sunt ulițele la Strămoan, care chiar nu au văzut nicio lingă, chiar nu știu. Pe junii pe la Strămoan, atunci unii pe la 5.000 de metri pod. Unde? Punii pe la Strămoan. Nu s-o puteai. Voi, unii dintre dumneavoastră ați fost cu vicile pe teren și v-ați uitat și ați văzut cum le-au pus plus loc ce am avut aici și ce mai avem și mai avem lăsat pe la Drăgușan, nu știu, vă două, trei mașini. Vicile. Unde e ăla? S-a pus la mănăstire. Nu am cerut, dar n-am văzut. La mănăstire pe acolo. Am avut ceva de la schimbă. A fost la ședința... A fost și eu. Serios cu domnul Gheață. Dar ce e ședință? S-o prezintă de la noi. Dar chiar câte mașini pot să răpară? Domnul Vicelor, doar pe ședința lui Mapare să prezinte situația de lume. Alcărul de balastare cu balastul din... Și el mi-a zis de 15 mașini. Din excavații, da. Cu titlul care privi se viața. Am dat și un trebuie. Nu, asta... Ați spus bine, ce spune. Da. Dacă am terminat, ăsta... O să-ți vrea să-l doar plăcine. Să punem nevoie, da? Da. Da, ce să spunem. Un amin. Da, deci la proiectul... Eugen nu a votat. Exact. Așa. La proiectul cu lucrările BMG le-ați avut. Nu le-am trece direct pe ele? Aia. Aia. Nu s-a votat ăsta. Votați. S-a votat. S-a votat. S-a votat. S-a votat. Păi, dar nu este. Ați făcut la vot și cine este pentru? Și ați scotat. Cine este împotriva? De ce? Da, păi să nu mai ridicat. Proiect de hotărâre de aprobare a planului de acțiuni sau de locuri de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare devenind minim garantat în anul 2019. În temeiul prevederilor la articolul 45, articolul 47, articolul 115, anexul 1, litera B și articolul 117, litera A din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoane alte de muncă beneficiare devenind minim garantat în anul 2019, conform anexei 1, ce face parte integrată de prezidenta hotărârii. Articolul 2. Prezidenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județ Bacău, primarul comunei Parava și va fi adusă la conștiință publică prin afișare. Da. A studiat planul, aveți, da? Putem discuta sau le luăm pe luni, pe acțiuni. E frumos planul. Nu, e frumos, l-a studiat. Noi aveam o hotărâre de Consiliu Local, în care era aprobată norma pentru cele 8 ore, pentru peste comisia aia n-a mai discutat și în anii anterior, domnul primar, nu s-a mai făcut. Da. Comisia nu s-a făcut. Comisia nu era, dar nu și-a mai făcut treaba, comisia. Da? Pentru că atunci a spus așa, în comisie să fie fiecare în ordine alfabetică, nu? Așa, mă duc. Câte doi consilii? Asta e, mandatul era mandatul meu. În mandatul ăsta, nu știu, nu s-a mai...
Dacă vă aduceți aminte, eu v-am cerut lucrul ăsta și am spus, dacă vreți să vă numiți oameni în comisia de recepție a lucrurilor ăsta cu BMG-ul și tot am insistat. Întrebi domnul vicepreședinte de la comisia, păi, da, bă, că am fost, că am văzut, că am... Adică tot timpul întreb de ce nu, comisia nu e validă, că există o dispoziție. Da, mai da? Exact. Există o dispoziție care am dat-o și m-am dat-o ăsta, care există o comisie. Dacă vreți ca acea comisie sau acea dispoziție să încedeze și vreți o nouă comisie, haideți să facem propunerea asta și suspendăm dispoziția aia. Sau, mă rog, și-o terminat treaba dispoziția aia. Da, e bun și aia, dar am fost convocat. Ați fost convocat vreo unul? V-a anunțat cineva? V-a anunțat cineva? Cineva? Nu, nu am fost convocat. Nu trebuie nimic. Eu știu că da. Nu la toate, nu pun păi, dar pe la Balastare știu că ați fost chemat. Am fost, am fost, am fost. Dar nu-i vorba de Balastare, nu discutăm. Nu, dar azi că comisia aia e... ș. Da, și eu vreau ca are să fie semnat de comisie. Prostie în vânt. Faceți, mergeți, numai dar atâta, dar mințiți cu unii ușurari, că ceva, cu unii ușurari la domnul vice, de când la... Dar la viță, nu. Eu nu mint niciodată. Poate în trecut nu erați așa. Nu știu, dar nu mint niciodată. Da. Nu știu, deci sunteți sigur că aveți impresia că eu mint. Întrebați și ceva dacă... sau... considerați vreodată viță de mine. Eu nu știu, eu, niciodată. Deci n-am niciun interes, că nu-mi trebuie, mă, așa. Dar e mai mult, vreau să distrug ceva ce e rău. Dar de asta îmi cer din nou și candidez. Numai că v-ați adunat așa o, nu știu, o critică și l-ați dat. Daniele, dar trebuie să ne aleagă cineva, măi, ca să candidat. Păi nu m-a ales, am fost candidat. Și s-a văzut. Păi de prezența mea. Fără prezența mea. N-are de să discutăm. Haideți să ne aleagă ceva, punctual. Hai să vorbim de alege, nu discutăm alegerea. Haideți, faceți propuneri și... Nu. Doi consilieri, doi consilieri. În ordine alfabetică din doi consilieri, dar mai sunt închemați, nu? Trebuia bărbat. În fiecare lume. Nu, procesul verbal, din recepția lucrărilor trebuie să fac. Am făcut asta și poate să o situație de lucrări. O situație de lucrări. Fiecare lume trebuie să fac. Da. Știu ce sunt, știu ce trebuie, așa procedam. Deci când zicem reactivarea comisiei de recepție a lucrărilor cu BMG-ul. Trebuie să dispoziția. Atunci era dispoziția, adică mi-a ținut dispoziția cu 2222, nu? Da. Deci există o comisie. De recepție, vizualizări a lucrărilor făcute cu beneficiar de BMG, a lucrărilor de balastare, a lucrărilor astea care nu sunt făcute după un deviz care să-l poți verifica, de, să fie verificat de către deziști de șantier sau de către organul specializat. Deci lucrări, a văzut... BMG. Ce-ai ce responsabil? Venitul minim garantat. Venitul minim garantat. Domnul viceprimar. Cei care beneficiază... 46. Eu mâncare gratuite, credeam. Mâncare gratuite. Cam așa spune. Cam așa spune. Da, supune la vot. Supune la vot. Ce este pentru? Abține ceva? Nimic. Așa, bici, misoci. Foarte nimic. În unanimitate. Da, ce-a spus la vot. Proiectul numărul 4. Asta a fost proiectul 5. 5. Proiectul privind indexarea cu indicele de inflație. Da, aici n-ați avut materiale, nu? Da, da, a trimis materiale. Sau, sau nu au fost suficient timp să le studiați? Da, da, da. Au fost suficient. Dar toate au... Deci toate materiale... Alea 5 și le-am primit. Trece direct prin material? Da, da. Să mai trebuie să expune? Și-o îmi place. Da, deci trece direct prin material fără expunere? Da, da, da. Proiectul de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație anul 2018 a nivelului redevenților și chirierilor din contractele ce vizează bunurile aparținând comunei valabile de sfatul.
Consiliul Local al Comunei Baraba, Județul Bacău, a luat în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Baraba, Județul Bacău, privind indexarea cuvintei și indicația anului 2018 a nivelului de devenților și diriilor din contractele ce vizează bunurile aparținând Comunei Baraba, Județul Bacău, expunerea de motive a primarului Comunei Baraba, adresa INSE, articolul 15, alineatul 1, litera G din legea 226/2009, privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România cu modificări și completări ulterioare, articolul 36, alineatul 2, litera B și G, colaborat cu alineatul 4, litera C din legea administrației publice locale 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, și de articolul 45, alineatul 1, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se indexează în anul 2019 nivelurile devenților și chiriilor pentru bunuri ce aparțin Comunei Baraba, Județul Bacău, cu indice de inflație a anului 2018, care este de 103,27%. Articolul 2. Prezentul hotărârii va fi afișat la ziarul instituției și pe site-ul Primăriei Baraba. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica prezentul hotărârii pe site-ul și autorităților interesate. Da, ăsta e indice de inflație, cu atât vom indexa. Am văzut acolo că la dispensar, doamna nu și-a achitat pe anul trecut, toată chiria undeva în... În 3.750. Da, știu. Știți, da. Se merge pe compensare. Știți că da. Tot dumneavoastră ați fost de acolo. De-aia am vrut să aflăm dacă e... Știu că a pus un geam și nu știu ce a pus acolo și... Ok, e o diferență. O clădire 3.100 și e 5.000 și nu știu cât. E o diferență. A ei pe anul ăsta, 5.143 și anul trecut a dat 3.750. Da. Plus diferența și o s-a făcut. Îmbunătățirile care le-a făcut. Făcut compensarea, a fost mai de acord. Da, da, da. Să punem la vot. Cine este pentru? Să ține cine este. Este domnul Bucăr, dar... Da, e oricum. Vota pentru. Dacă consilierul e cursul valutare cam mare. E mare, da? 46, 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 46
La proiectul de lege pentru ridicarea bugetului local al locului Palava, Consiliul Local Palava, județul Bacău, având în vedere legea 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, de vedere articolului 49 din legea 273 din 2006, rubricată pentru finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevede articolul 36 al anului 4 litera de legea administrației publice locale numărul 205 din 2001, republicată pe fiind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, examinând raportul domnișoarei ștatului Iuliana Contabil în cadrul primăriei Comunei Palava, prin care se solicită ridicarea bugetului local, dispune motivele primarului Comunei Palava, județul Bacău, și în temeiul prevederii articolului 45 al anului 1, colaborat cu prevederile articolului 115 al anului 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 205 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ridicarea bugetului local al Comunei Palava, județul Bacău, conform anexei 1, dar face parte integrată din prezent autorării. Articolul 2. Se modifică lista obiectelor de investiții pentru anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local SUSA pentru Comuna Palava, județul Bacău, conform anexei 2, care face parte integrată din prezent autorării. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde domnul Dediu Costel, primarul Comunii Palava, împreună cu compartimentele de specialitate, prin grijă secretarului Comunii Palava, prezenta hotărâri va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată prin Dumnezeu Proiectul Județul Bacău, Tesorerii Bacău, primarul Comunii Palava, compartimentul contabilitate. Anexa numărul 1 la prezenta hotărâri sună în felul următor. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 202,53.000 lei. Finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală, capitolul 426500, se suplimentează cu suma de 202,53.000 lei. La partea de cheltuieli se modifică prin virare de credite astfel. Pentru secțiunea dezvoltare, capitolul 64, titlul 71, canalizare stației de depurare localitatea Rădoaia și extindere canalizare Parava și Drăgușan, Comuna Parava, județul Bacău, se diminuează cu suma de 15.000 lei. La capitolul 65-12, titlul Învățământ, reabilitare și modernizare școlii gimnaziale Parava se suplimentează cu suma de 217,53.000 lei.
Atunci să fim alea cu Dorceanu Codreanu, să vă dea mai multe explicații aici. Da, da, da. Da, da, așa ați zis, da? Da, da. S-a încălzat domnului. Comisie. Păi dacă e așa, supunem la vot și... Dacă vreți să vină în codată... Nu, am discutat de comisie. Da, da. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Poate dezbatem mai întâi sau... Da, ce să zic? Nu prea nu. Așteptăm președintele Comisiei Bugete Finanțe, dacă... Da. Nu puteți zic, dar nu? O să zic dacă... Avem o mare problemă în ce privește alegerile ce vor avea loc anul ăsta, la secția de votare de Iuși. Școala nu mai prezintă garanție, nu ne vor mai accepta nimeni să desfășurăm alegerile în localul școlii. Am găsit eu o soluție de compromis împreună cu forurile superioare, sau mă rog, forurile de decizie în ce privește procesul electoral, adică AIEP, adică SRI, adică STS, adică instituțiile numerate AIEP-ul, Autoritatea de Reglare Permanentă, SRI-ul, STS-ul, cu verificarea semnalului pentru tehnica de vot din secție. Am făcut demersurile către Episcopia Romanului ca obligația. Ca orice instituție a statului român au obligația, deținători de construcție au obligația să le dea pentru procesul electoral. Am înțeles că cetățenii din satul deci nu sunt de acord cu alegerile în Casa Praznicală. Am avut o ceartă într-o zi, o ceartă, nu o ceartă, de cetățenii de Iuși, am discutat aici, am stabilit apoi o ședință în teritoriul duminica trecută. Am fost acolo, o parte vor, o parte nu vor, n-am înțeles mai lucru, n-am făcut diferențierea să spunem cine vor și cine nu vor, că oricum nu ieșeam cu... Nu dădea bine. Le-am adus doar informația că nu se va mai putea vota în școala la Teiuș și în cazul ăsta se va desfința secția de votare Teiuș, fiind rearondați, cum au fost înainte, la secția Paran. Am continuat în continuare demersul cu AIEP-ul. Imediat, luând după ședință, doamna secretară publică cu AIEP-ul, AIEP-ul vine și spune câți locuitori. Păi, fost 32 prezenți care au semnat. Da, păi da. Am fost mai mulți, dar nu au semnat toți, așa. Și zis, nu-i bun. Trebuie să fii măcar 50. Măcar 50. Măcar 50. Da? Spune că știi jumătate din... Adică ar trebui cumva să se numească lucrul ăsta ce fac eu. Nu referent. Da? Nu referent. Cum a fost să faci un sondaj. Exact. Eu n-am încercat să fac lucrul ăsta singur, umblând din poartă în poartă. Am încercat să discutăm public cu toată lumea, ca să nu mai spună doamna, domnul Blaga că mint. Nu, n-am mințit. A stat de vorba acolo cu toată lumea. Am răspuns la toate întrebările, fără să mint. Trebuie să mai facem cu încă una. Tot AIEP-ul vine cu soluția și spune că, dom'le, dacă în caz este pentru a nu desfința secția de votare, să nu mai apară circul care au fost, că românii au fost opriți de la vot în diaspora, că nu s-au organizat secții de votare suficient, distanța de la domiciliu la secția de votare fiind mare, mergeți pe premiza asta. Nu desfința secția de votare. Chiar dacă sunt număr mic de votanți acolo, nu desfința. De acord, nu o desfințăm. Să găsim o casă particulară. Deci un cetățean care ar fi dispus să-și dea casa de perioada alegerilor. Bun, dar condiții legale sunt. Intrare separată, grup sanitar, mai completați-mă unde-i sal, da. Sau unde... La școala mea grup sanitar? În fondul curții. Să aibă un grup sanitar care să facă dispoziție. Așa inventarea în casă de din Teiuș. Să aibă acces la net. N-avem unde? Deci... Vă spun că dacă vorbiți care are... Picot, magazinul, doamna, de acolo. Care picot? Acolo nu se poate organiza? Închideți oare. La Nicoleta. Știți unde este cel mai bun spațiu de organizat? Unde? Vă gândiți la unul? De ce? La Serbia. Da. Da? Are intrare. Are intrare. Are în camera în care a fost magazin. Las-o o bambine. Soare implica politic. Cum se face? Nu poți. Pe ce las-o bambine? Nu poți. Nu știu că are spiritul și casă. Nu. Și așa e bun. Trebuie discutat cu populația din sat.
Bun, am înțeles că a fost o discuție și nu populația de confort cu casa parohială. Da. Așa. Radical. Soluția care? Containerul? Păi da. 2000 de euro. Da. Peste 2000 de euro. Ne permitem așa ceva? Păi aici trebuie am avut curte de conturi. Ieri ne-au plecat. Și ieri la tineri de procese verbale, de semnături. Bine, și discuțiile care le-am avut în perioada când doamna a uzat legea. I-am adus exemplu ăsta. Doamne, veniți să mă controlați la cheltuire, da? Vă să veniți în 2020, când veniți de la auditul de noastră, altcineva, la auditul de pe ultimii 3 ani, și o să găsiți o cheltuială făcută de primăria Parava, o dată de 2000 de euro acum, o dată de 2000 de euro în toamnă. Dar și dacă faci ordine de urgență și de federă, nu trebuie să aibă separat. Da. Plus că se aude de referendum. Asta mai face da? Da. Alți 2000 de euro. Nu mult, da. Dar uitați, trebuie să organizeze secția de votare. Nu am soluție decât dacă tu containerul. Containerul luat cu sicapul, cu... Cel mai apropiat ar fi de la Iași. Spune că e 460 de euro transportul adus. Ori 2 și dus înapoi. Spun că e 4,5 euro chiria pe zi, fără TVA. Dacă ar fi alea 3 zile, da, dinaintea votului, spun, vin votul, e bun. Vinerea, ordinele făcute, așezate, pregătite, sâmbătă vin votul, merg oamenii secției de votare și fac treaba lor, duminică își termină treaba, duminică seara, ai pun și luni 4 zile, 5 zile de chirie, ori am vorbit cu aia pe acum și spun, doamna secretar, că trebuie adus de pe 10 aprilie. Da. 10 aprilie ori, nu, ori da, 45 da, euro pe zi fără TVA. Deci dacă se rezolvă școala... Deci soluția e ori să duc la casa prazdicală, ori la Parava. La Parava. Acum am vreau, astăzi, nu știu dacă mai am timp să ajung la el, mă neam în sprijin cu pompierii sunt din dimineață până seara. Sunt trei soluții, de fapt. Casa praznicală. Trei spus de container, dar nu îi permite. Nu. Deci, din punctul casa particulară. Casa praznicală, casa particulară sau Parava. Deci, casa particulară trei. Este. Sau trei. Asta nu sunt casa. Pentru asta, containerul nu cred că este viabil. Pentru că vorba domnului Manea s-ar putea să fie un referendum separat sau în iarnă. Singura soluție viabilă pentru comună, cel puțin, este ori vin la Parava, din câte am înțeles, majoritatea sunt în vârstă acolo. E o problemă, din punctul meu de vedere, dacă oamenii se simt în putere și vor să facă sporturi extreme, e problema lor, nu problema mea. Acum aș permit că e primăvară, dar iarnă, în noiembrie, nu cred, nu știu cum o să fie vremea. Așa, nu știm, așa, asta mâna la mână, sau dacă găsim într-adevăr o casă particulară care să se preteze, nu la cerințele mele, nu avem voie. Da, nu e voie. Așa, deci niște reguli în care așa. Și nu la condițiile pe care le impunem noi ca primărie. Deci casa particulară trebuie să se pregăteze. Deci la condițiile care le impune STS-ul, SRI-ul, AF-ul și tot neamul lor de instituții. Și rămân două. Da? Nu știu. Da? Ce am învățat de-a lungul vieții, este foarte greu să faci bine cu forța. Absolut. Da? Deci am încercat, ca și funcționar public, să explic, domnule, este în avantajul dumneavoastră, să aveți, dacă aveți acea casă praznicală, să mă ierte Dumnezeu, Duhul Sfânt nu e la casa praznicală, este la altar, la biserică. Da, dar e important casa. Mai așa, să mă ierte Dumnezeu, Duhul Sfânt este și la primărie. Da? Uite, e cu alea, suntem vecini cu biserica. Vorbiți de unii casa sponsoratului. Lăsați cu vreau să călătorească. Vreau să vă și eu ceva aici. Așa. De-aia întreține drumul așa tare. Vreau să vă spun că nu aveți dreptate. Vreau să vă spun ceva. Aici nu facem discuții pe doctrina religioasă. Nu de respectarea Constituției. Dreptul la vot, da? Dacă cineva are altă religie, el nu vrea să intre în incinta bisericii ortodoxe, dar vrea să voteze. Dar bisericii este
incinta. El incinta, doamne, e în curtea bisericii. Nu este incinta bisericii. E în curtea și altă să fie acolo. Hai să nu confundăm lucrurile. Hai, hai, că așa dacă este, dacă este o luăm așa, păi nu vrea să intre nici în cimitir că nu are. Da? Păi nu, păi dacă nu are sepții de votare, e ca să se sepții de dreptul de vot. Da. Dacă nu are și se dea de confesiune religioasă, ce face? Nu mai intră în cimitir de altă confesiune? Păi, da. Păi să mergem mai aici. Hai să o spunem logic. Domnul Ciupătaru vrea să zic. Referitor la casa Braznicală. Oamenii spun acum că s-ar putea să rămână cam definitiv în secția de votare la Casa Praznicală, ceea ce prea fi corect. Domnul Ciupătaru, da, am înțeles, da, am înțeles ideea. Cum să vă spun, eu am respectat foarte mult și am fost impresionată, sinceră să fiu, de atașamentul oamenilor față de școală. Înțelegeți? Sentimental, vorbim, oamenii ăia s-au atașat de școală. Și am zis, bă, zic, uite, moșii strămoșii lor au cotizat, și au dat din puținul lor acolo și au făcut școala. Și am respectat asta. Ideea, ce n-au înțeles oamenii și au privit cu foarte multă reticență, am văzut lucrul acesta, și nu ne-au crezut nici pe mine și nici pe domnul primar. Am văzut că n-au crezut și nu pot să-i conving. N-am cum. N-am cum lucrul ăsta. N-au înțeles. Ei au crezut că noi avem de gând să dărâmăm școala aceea. Și că vrem să o desfințăm. Ce nu înțeleg ei este că școala oricum e desfințată. Practic vorbind. Pentru că, neavând copii, noi nu putem să punem nici măcar un leu în ea. Nu putem, nu-ți dă voie legea. Singurul lucru prin care am putea face ceva acolo este să schimbăm destinația. Dar e din paiantă făcută. Exact, asta e din paiantă. Da? Iar la fel. Deci, trebuie să învățăm, suntem oameni în toată firea, că vremurile se schimbă, timpurile se schimbă, da? Și trebuie să mergem cu timpurile. Nu putem ancora de trecut toată viața. Nu am știut să le explic asta oamenilor, că e dureros să-i spui unui om care a dat bani și a investit și trup și suflet și financiar și toate astea. Băi, omule, ce-ai făcut tu o viață întreagă nu mai are rost, de fapt. Da? Nu poți să-i spui lucrurile astea. Terenul, în schimb, e foarte bun, din punctul meu de vedere. M-am uitat acolo. Se poate oricând face un loc de joacă, se poate construi acolo ceva, o casă pentru bătrânile, se pot întâlni. Dar o casă pentru votare se poate construi? Și acum donații de la oameni se pot primi? Da, dar în cât timp, domnul... Nu înțeles, nu acum, acum o să vină la parava. Sigur că da. Pe de zile se poate ridica doamne. Sigur că da, dar mai multe oameni. Acum să noi știm destinația, deci în plan de zile cu siguranță noi știm destinația. E vorba de circuitul actelor, domnule. Haideți să înțelegeți un lucru. Deci în domeniul public acolo este școala Teiuș, cu terenul aferent. Da? Deci pe terenul școlii nu te duci să construiești acum altceva. Da, trebuie schimbat. Decât dacă se desprinați. Trebuie schimbat. Trebuie începutul proiectului. Așa este versurile, domnule primar, că am vorbit și când a fost sfințenia. Da, dar asta... Deci, tot asta durează și nu rezolvă situația 26 mai. Atunci vadă că ne-am trezit târziu, că se știa de ani în urmă, că școala... Da, așa este, ne-am trezit târziu. Nu ne-am trezit deloc târziu. Chiar foarte deloc târziu. Deci eu am discutat dinainte de organizarea referendumului din toamnă. Da? Am discutat cu AIEP-ul și am zis, hai totuși să o lăsăm așa, hai totuși să o lăsăm așa. În momentul, în ziua votării, sau mă rog, în timpul votării, polițiștii știți că se schimb din noapte în noptori. Au venit polițiști care s-au dus la doamna Chifane, era președintă de secție de votare, s-au dus și zis, doamnă, eu nu spreiau secția asta în primire. Adică eu nu asigur paza acestei secții. Datorită geamurilor, datorită ușilor, datorită clădirii, cum arată. Da, nu trebuie să intervin să... Știți, haideți că nu putem bloca acum. Deci nu ne-am trezit de ziua, ne-am trezit foarte devreme. Se referea la schimbarea destinației. Dar am mers pe... Nici cu schimbarea destinației nu ne-am trezit de ziua. De când spun de schimbarea destinației școlilor? Spun de ceva ani. Da? Trebuie procedura trebuie financiar prevăzut acolo. Bani pentru expertize topul, bani pentru expertize tehnice, bani pentru... Da? Și asta durează. Și nu prea ne-au dat banii pe afară din buget, încă să... Povestea asta cu AIEP-ul și cu Episcopia și cu început de foarte mult timp. Și tot cel care... Că, în mod normal, puteam să facem lucrul ăsta fără să stăm de vorbă cu nimeni.
Da? Bun, eu am înțeles că casa parohială este făcută, începută, construită și aproape, și aproape. Și chiar finalizată cu bani de, din sat. Da? Și atunci am zis, hai să ținem cont și de oameni. Hai să vorbim și cu oamenii. Ei au contribuit, dar clădirea asta, clădirea aia de casă praznicală, este a instituției Ministerului Culturii, adică parohia a bisericii. Chiar dacă e făcută din donații. Faceți ce credeți de cuvință. Nu, ce vă permiteți. Să rezolvă. Dar vă spun un lucru. Și vedea. Candidatură, două, trei, 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 totuși ar trebui vorbim cu lumea din tehnici. În cazul în care dumneavoastră îi stimulați cu ceva pentru anumite remedieri, pentru anumite lucrări care mai trebuie făcute la casa praznicală, n-ar fi de acord. Că totuși acolo mai trebuie să se îmbunătăți. Exact asta au fost. De tot de treabă cu stimulările. Este șantaj, doamne. Șantaj, șantaj, da. Adică să mergi cu daica prinsa, dă 100, dă 2000 ca să faci. Domnule Ciupătar, a stimulat deja nu sună legal. A stimula. Dai fonduri, e o obligație. Dar ce să nu stimulezi? Să pun de făină, de ulei? Dacă să n-ai cu coordinatorul... Ce nu dai ca pe să încerci să ai dă un salt de nou ca să mă asfaltez, să-mi torn faiață, să-mi fac ceea, să-mi fac ceea, dacă primul... Mai avea impactul mai mare, poate la vârf. Oamenii trebuie să înțeleagă. Ducea cu țărnă de la vorbit, știi? Unde am eșuat și eu și domnul primar? Este faptul că n-am reușit să ne facem înțeles, că ceea ce vroiam noi, de fapt, era spre binele lor. Repet încă o dată. A decedat. Cel mai greu, ok? A decedat. Doamnă, dar întrebarea deja a spus-o lămuritoare. Domnul Clara, de cât să vorbiți la fără? Stimați-o, doamnă, întrebarea a spus-o exact așa. Sunteți de acord? Lăsați-mă, vă rog frumos, să termin. O singură dată, dacă vă mai permiteți să faceți afirmații gratuite. Dar deci în momentul ăsta, tocmai m-ați acuzat de fraudă electorală. Sunteți conștient de lucrul ăsta? Deci m-ați acuzat de infracțiune. Deci nu știu dacă nu ați sunteți conștienti de ce spateți pe gură. Președinte, vreau să termin ideea acum? Nu, vreau să termin eu ce-am spus. Vreau să spun așa, am ieșuat, din păcate, poate că n-am găsit eu cuvintele potrivite, poate că n-am știut nici domnul primar, poate că n-a fost contextul potrivit, poate că oamenilor, scuzați expresia, li s-a spălat creierul. Asta e părerea mea. Să le explicăm că noi am vrut să facem această chestie de votare spre binele lor. Acolo, în casa praznicală. Dacă nu se va putea, pentru că nu este fiabil din punct de vedere economic să aducem acele containere, este foarte scump din punctul meu de vedere. Așa, eu am înțepenit când am vorbit la telefon și mi-a zis domnul ăla câți bani ne costă. Și am zis, frate, e prea mult. Așa, vom muta probabil secția de votare la Parava. Dar vor exista discuții, sunt super convinsă, pentru că oamenii de acolo sunt în vârstă. Pentru ei contează un kilometru, doi. Câți vor, își vor permite să vină cu mașinile? Câți vor, își vor pune mașinile la bătaie să facă naveta, Ateiuș, Parava? Vor exista după aceea discuții cu privire? Exact ce spunea domnul Boboboc. La asta mă gândeam. Vor exista suspiciuni? Va fi scandal? Vor fi discuții? Și bineînțeles, în capul cui se spală? În capul primăriei. Că uite primăria ce a făcut, ce a greșit și nu știu ce. Dar la locare s-a făcut aceeași treabă, dar am spus. Mie nu mă interesează, nu eram eu aici. Votant, pardon. Eu sunt aici. Consiliere. Eu sunt aici ca să asigur legalitatea în comună, da? Nu mă interesează ce a fost înainte să fiu eu. E. Când sunt eu aici, eu nu vreau să existe nici cea mai mică suspiciune că fata lui Bărban nu a asigurat legalitatea în comună. Dar da? Să știți deci, că... în momentul în care se va ridica o obiecție că s-a făcut turism electoral de la Teiuș la Parava, s-a făcut la Teiuș la locale, eu spun procesele verbale, spun, uitați ce a semnat oameni. Da, doamnă, da? aveți perfectă deci dreptate. Deci nu discut. Dar turism înseamnă când vin consilierii sau știu eu cine din aparatul... Îmi la... mă interesează că vine dar consilierul, dar poate să vină ginele, măi, consilierul, poate să vină nepoata lui consilierul și tot acolo este. Nu știu că ți-i vor fi întotdeauna, dacă... Haideți să... Vreau să spun o idee, mă lăsați... Am întrebat domnul Boc sau nu am lăsat? Doamnă, vreau să vă spun așa, că oamenii au înțeles foarte bine ce și-au asumat și ceea ce au semnat. Pentru că întrebarea le-ați spus-o destul de clar. Sunteți de acord cu votarea la Parava? Oamenii, rând pe rând, cei care au semnat... Știți care a fost chestia? Marea majoritate au gândit la urna mobilă. Eu am fost atât de la discuțiile de pe... Urna mobilă merg la cei nepriveți și o școală de mara. Marea majoritate nu știu care sunt condițiile pentru a se deplasa urna mobilă în teritoriu. Da? Și toți...
care exact. Nu și toți de acolo, toți de acolo, zic, doamnă, lăsați că eu trebuie să vin acasă să votăm și gata. Da? Dar ei nu știu câte formalități trebuie pentru urna mobilă. Și o să fie foarte dezamăgiți în momentul în care vă am participat la multe votări private Iuș și nici la urna mobilă n-au venit să depun acele cereri care se depun văzând aici. Așa nu mai au ce să vorbe. Dar nu interesează, sincer, nici pe mine prea nu mă interesează. Eu am să unde mă afro acolo să votez. Deci oricum v-am spus, mie nu mă interesează, n-am nicio treabă. Eu cu Parava și cu europarlamentare și cu ce. Eu vreau doar să asigur legalitatea. Nu vreau să mi se reproșeze că, domnule, uite, cât a fost fata după Parava, s-a făcut păzărit. Nu mă interesează. Dar pentru asta ați observat cât de emoțional implicat sunt pentru școală. Nu știți cât sunt de implicați emoțional pentru acel proaspătar și cea biserică din sat. Mă repet, eram Ore, sunt case praznică unde se fac nuți, se fac copte, nu trebuie să fie așa, așa nu este. Așa e comunitatea de acolo, eu sunt străin. Eu le respect cu tuma, repet încă o dată, dar este momentul în viață să acceptăm că trebuie să mergem cu timpurile, nu împotriva timpului. Da, doamnă, dar știți ce am făcut eu? Duminică, de exemplu, am făcut o venit pentru acela și doamnă, mergeți acolo și spuneți-vă părere. Eu deja sunt străin în sat și nu sunt în măsură să dau nimănui niciun sfat, doamnă, contează așa să mă spune. Domnul, așa eu nu încerc acum, nu mă interesează. Că a spus acolo că suntem consilieri interesați să nu voteze lumea, ba nu. Ba da, toată lumea trebuie să voteze. Eu cred că a fost. Au fost inflamați cu oamenii. Ba, dar nu puteți demonstra lucrul ăsta. A, așa, da, dar nu pot demonstra, așa este. Nu pot demonstra, dar să vină cineva. Hai, domnule, mai aveți ceva la diverse, e la plinci închid. Haideți să terminăm asta. Hai, hai, hai. Vreau să reluăm o leacă Rețu. Vreau să reluăm o leacă Rețu. Sau vin lăs să vă jucați pe el și atunci ce se poate lucrări de urmă? Dar mai nu să-i lăsați. Domnule ședinte. Ultimul proiect sau vă? Domnule ședinte. Cum se încheie ședința? Cu școală. Cu școală ai votat? Asta rechizi. 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 Asta Da, ce nu s-a votat? Păi nu, rectificarea nu s-a votat. Rectificarea bugetară, atunci. Rectificarea bugetară. Sunteți de acord? Hai răbdare, discutăm. Să fie grăbuit. Păi da, am zis că, zici că dacă își arăt contam și v-am scris să-l dovedim. Ai zis, măi, ai zis că ești și ai zis că asta, ce naiba, acum ne-ntoarcem. Hai, de ce aveți? Fii, domnul Bucă. Fii, domnul Bucă. Hai spune. La școală zic că e aproape, vrem să vedem și noi acolo, nu știu. Da, la fața locului. La fața locului. Da, da. Așa putem vota. Și asta nu începe cu vot. Cum să mai acum? Dar nu e la, asta e la drum sau la școală? La școală. La școală. Suplimentare. Suplimentare să vedem. Deci ce știu eu, ați fost invitați vreo câțiva, chiar mă duceți. Da, n-am fost. Invitați. Invitați, dar nu fost. Nu numiți în comisii, în comisii. Dar nu ai voie să n-ai voie. Da, am fost și eu. Cine a fost președintele comisiei? Poftim? Președintele comisiei, cine a fost? Domnul Cibotar. Nu, dați mai să vedeți. Ei, politul, nu știu. Știi și cine a fost? Doamna. Comisia de regulă, la recepție, la terminarea lucrărilor, o reprezintă specialiștii și reprezentantul inspecției stat în construcții. Ăia dau... Verdictul. Dar noi pentru că plătim, nu trebuie să vedem pe ce dăm banii? Păi da, și cum ai avut garantat de divinat? Ai fost divinat cu ei acasă? Dar nu au fost toți. El a fost divinat cu ăsta înainte. Un telefon. Într-o după amiază. Și a doua zi se duc. Și a doua zi dimineață recepția. Un telefon, pentru că eu în dispoziție v-am pus cu calitate de invitat. Prin telefon mai... Înseamnă că atunci a fost o scăpare la aparatul de speciale, la mine, dar... Nu, domnul primar, nu a fost scăpare. N-am avut pe numele membrilor comisiei de la Inspectoratul de Stat. Au trimis ei de ziu. Înțelegeți? Au trimis numele reprezentantului și am făcut dispoziția de pe zi ca alta. N-am avut cum altfel să mă mișc. Și atunci, de făcând dispoziția, nu puteam niciodată meu să numesc așa din... Nu puteam, nu știam. Dar școala e aici. Dar școala e aproape. Școala e aici, nu luat o linie de acolo. Păi de exact. Eu am fost în ea, am găuri în perioadă. Problemele care s-au discutat în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație s-au purtat asupra calității lucrărilor care au fost efectuate la școală. O pus de tot. Probabil că ar fi trebuit mult mai bine lucrat, nu știu, specialiștii, cum să spun. Poate timpul suditul e în măsură să explice
Păi specialiști și-au pus punctul de vedere, deci discutăm. Specialiștii s-au făcut recepția, s-a făcut prea ușor, fără să țină cont, eu știu... De ce? Ai fost trebuit recepția? Nu am fost o recepție. Deci înseamnă că din punctul de vedere a comisiei e lucrarea de calitate. Nu mai trebuie să vedem și noi. Da. Fără nimic. Trebuie mai precepe, nu? Oricum, ar fi trebuit și noi să fim informați corecți. Corecți și să verificăm și noi. Cred că dar cine nu vă lasă, domnul? Păi domnul, păi, nu ați zis că nu ne lasă. Păi, da, ai fost în gata de invitat, da? Și e ok? Da, mie mi-a plăcut și s-a lucrat. Nu sunt specialist, nu pot să-mi dau eu, nu sunt inginer constructor. Dacă tu ești inginer constructor și ești specialist, poți să-ți dai verdictul, ai nivel. Păi, așa în calitate de în școală eu nu mai stau și atunci dacă mergi în școală și o vizitați și bătați... În calitate de cetățean mi-am spus părerea. Întâi mergem la școală și pe urmă votăm? Păi da. Păi da. Nu știu, votăm la școală să vedem și la fără. Păi, acum nu știu, ideea era că banii sunt primiți cu destinație specială pentru școală, adică... Chiar nu înțeleg, dar adică primiți... Adică făceați lucrul ăsta când s-au aprobat indicatorii tehnică, economici, măcar ăia... Adică... Ăia, cu majorarea prețurilor, care ne dă bani la minister, măcar atunci dacă făceați lucrul ăsta. Acum... Acum chiar nu văd de ce... Dar mă rog, mergi și eu, ne dă bani la minister. Deci suntem obligați să votăm? Cumva? Păi dacă refuzați să votați, nu înseamnă că nu primiți, bă, îi returnăm banii înapoi. Nu, răbdătoare înapoi. Vine la mine după aia. Dar să nu-i trebuie să poate să dați un pic de șurie. Bă, dar e motiv, trebuie să poate. Bă, dar e motiv, trebuie să poate. Da, dacă mai reluăm o dată problema Rențului, vă rog să filmați o leacă. Asta am văzut-o. Păi am văzut-o, dar nu bate pe decât în cuie, că spunem să-i băm stradă. Nu, mai nu mai trebuie să-i băm stradă. Când vin cu proiectul, pe comisii, doar când facem ședința, o discutăm. Da, da, da. Ce rost are? Răză de acum, unde să-i băm stradă. E mare, e mare, e cam destul. E mare, e mare, e mare, e mare, e mare, e mare. Eu m-am rugat să faci lucrul ăsta mai demult, pentru că eu lucrez cu specialiștii ăștia și ar trebui să ia duc în ședință. Păi, băi... Ne aduceți, noi stăm în ședință. Bun, deci dacă subiectul și ăsta e închis, de-l mai lăs, vreți să vă mai jucați? Nu, 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 nu. Dar tu ce să mai, ce nu vă aduceți? Dar ce mai merg și la grădinițe, că probi la grădinițe. Dar, domnul, discutăm despre școală, nu despre grădinițe. Nu, dar vorbim... Despre școală. Mergeți vă rog frumos. Hai să și am nevoie de la Comisia Juridică pentru raport specialitate la schimbare de ședință. Dar noi vă mulțumim, trebuie să plecăm la altă ședință. Da, noi. Și vă revin mulțumim. Și noi vă mulțumim dacă așa. Ne vedem data viitoare. Ne vedem. Mai așteptăm la noi. Da, data viitoare așa că...